Mi-ar plăcut să fiu fotbalist pentru că îmi imagineam că sunt bun la fotbal. Nu am fost bun la fotbal, cum apoi am zis, ia să mă apuc eu de cântat, că a venit momentul cântatului, nici la cântat nu mă pricepeam prea bine. Apoi mi-a organizat un pic viața, ordinul, am mai zis, de încorporat, de încorporare asta, de plecat în armată și am zis, bă, ceva trebuie să fac, începuse să-mi placă să nu fac nimic. Am și o poveste frumoasă cu un anume domn de acolo, nu știu dacă să o spun, dar o să o spun. Eram într-un mare succes așa cu lumea asta, adică aproape că aveam și eu locul meu la masă, fiind tolerat de un jupân, cum să-i spunem, care la un moment dat, după ce am făcut eu niște prostii și am luat niște bătăițe pe acolo, de la niște unii care puteau să mă bată mai rău, într-una dintre așa, din zilele care au urmat, după ce m-a făcut bine, stăteam la masă, un alt tovarăș se îmbăta, se făcea circ pe acolo, noi suntem în discoteci, cum era atunci, sau la terase. Și mi-a zis, îți place și e poveste adevărată. Mi-a zis, îți place mă cum se distrează ăsta? Da, îți place de nice așa, îți place ce face ăsta? Da, ăla era băut, cădea, se ridica, te distrezi, nu te dismuți? Da, îmi zice, de mâine nu mai vii. Eu aveam abonament, eu eram acolo tot timpul. Cum adică, de mâine nu mai ai ce să cauți aici? Stai un pic în... Tăte, ce, te-am supărat sau ce să... Te duci la București, că poți mai mult. Tu poți mai mult, mi-a zis. N-am crezut, dar a început. Văzându-i pe cei mai în vârstă actori extraordinari pe care îi apreciam și îi apreciez în continuare că unii mai trăiesc, văzându-le mașinile, văzându-i cât de atent numărau restul, ce, cum se îmbrăcau, am zis, bă, nu e corect totul, știi? Dar nu mi-am imaginat niciodată că... Mă voi îmbogăți. Mă recunosc pe nevastă mea. Ies cu ursul când ieșim împreună, dar pe mine e mai rar, foarte rar. Dar pentru și în general, soțul aspirinei, șoferul pe direcția asta, știi? Un băiat care e cu ea, nu zice, rar am pățit. Am mai pățit, Mimi Brănescu, ești și surprins, știi? Câte unul știe tot și zice, vai, te admir și așa, dar 99 nu... Mă recunosc și unul, aiurea, nu știu să mă porc cu el. Zic, domnule, mulțumesc, dar e nepotrivit. Păi a fost primul meu moment de faimă, ca să-i spun așa, eu care nu m-am întâlnit cu faima. În aceeași zi m-am întâlnit cu doi oameni care mă văzuseră în aceeași reclamă. Era o reclamă care atunci a făcut oarece vâlvă, cu ceam mănene. Era un zugrăveam, nu știu ce, și începeam să vorbesc nemțeles și zice, ceam băi nene, știi? Și aia prins și în aceeași zi mi-au zis doi, domnule, tu ești băiatul din reclamă. Dar la metrou la Roman, apoi nu știu unde aveam treabă la universitate, de parcă văzuseră aceeași reclamă toți în același. Bă, stai, tu ești așa, da. Bine, și căutai să te recunoască, știi, stăteai mai fix așa. Erai validat, să uita unul la tine, dacă simțeai că fuge unul cu prică, stă, zăbovește unul, îl ajutai tu, știi, să te vadă bine, bine, ca să zică. Da, na. Ce, celentanul ăsta din sat de la mine, nu e ăsta de aici, nu? Nici nu bea măcar. Nu e un bețivan. Nu, bea și el ca toți oamenii. Dar cumva m-am gândit că ar merge așa. Mă rog, în sfârșit. Da. Dorel făcea parte din gașca voastră? Nu, dar cred că Dorel e peste tot. Există la două sate un Dorel. Cam așa. Ce personaj de atunci... Crezi că nu și-ar mai găsi locul astăzi? Păi ăsta, bizonul principal. Eu când eram mic, preotul din satul nostru vindea vinete, în curtea bisericii creștea vinete, cultiva și cam sărea gardul noaptea, alergau de la ibovnice unii și alții. Noi cu o imagine de asta am crescut, în ceea ce privește preotul. Sigur că nu sunt toți așa. Da. Nici fierbințul nu epuizează lumea. Da? Vorbim și noi despre aia mai... Acolo nu s-a absenți. Am avut o perioadă în care a fost și preot, apoi a fost și un țărcovnic sau... Da. Noi, eu am încercat să, cum să spun, să râcăi un pic, nu? Să, nu înseamnă că aia e biserica sau... Salutare fiecăruia dintre voi! Am revenit la altceva și înaintea discuției de astăzi am cotrobăit printre comentariile scrise pe marginea apariților publice ale invitatului meu.
despre el se scrie fie pe YouTube, Facebook sau Instagram sau pe unde mai apare că este nebun de frumos, acest om parcă nici nu știe că va rămâne în cultura României asemenea lui Caragiale, omul este genial și un monument de talent ascuns în umbra cortinei, fain om, direct, șmecher, fin observator și savuros în monolog, un bărbat care recunoaște fricile și e sincer, e curajos, sinceritate, bun simț, inteligență, autoironie, umor, frumos om. Și n-avea cum să lipsească mare om, un mare dobitoc, mare caracter. Aceste comentarii îl pun într-o cu totul și cu totul altă lumină decât acel clișeu care este prezentat când vine vorba despre Mimi Brănescu, părintele, creierul din spatele las fierbinți. Este cumva, Mimi, bine ai venit. Este bine cumva, v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Pentru tine o nedreptate că ți se atribuie această paternitate a serialului Las fierbinți și toate celelalte lucruri sunt puse cumva în umbră? Nu, nu este o, dar nu e doar paternitatea mea, acolo e o muncă, am mai spus, de echipă, eu am construit unele lucruri, dar n-ar fi mers fără echipa de producție din spate, fără regie, fără actori. Așa că nu e nicio nedreptate, nu sunt nedreptățit. N-am o problemă, nu sunt nedreptățit. Comentariile culese cumva sub o formă sau alta ați rescriu CV-ul, dar ca să nu fiu acuzat eu de obscurantism, vreau... De unde le-ai luat? Vreau... Eu nu le-am găsit. De la Nocturne, de la Andy Moisescu și probabil ele vor continua și în urma discuției noastre. Și ca să nu fiu acuzat de obscurantism, zic, sumar așa, trec într-o... cum se spunea pe vremuri la stadion, trecem în revistă sumar CV-ul tău. Te-ai născut la Lehliu Gară, de fapt lângă, și spuneai că ai avut o copilărie faină. Era maternitatea concret, acolo m-am născut. Eu sunt din Nicolae Volcescu, comuna de lângă, da, pentru că acolo era maternitatea, acolo apoi am făcut liceu, școala. Da, m-am apucat acolo. Da, așa se proceda. Căsătorii cu Mirela Oprișor, aveți o fică, Ana, de pe platforma IMDB, am desprins 27 de filme în care ai fost distribuit, primul dintre ele un cartuș de Ken și un pachet de cafea, după moartea domnului Lăzărescu, alt film, Sierra Nevada, filmele lui Cristi Puiu, marți după Crăciun, 4 scenarii scrise la Sfierbințe acasă la tata fetele marinarului Lombarzilor, un film produs ultima zi. Asta e o glumă cu produs. Ai fost producător asociat? Nu, am glumit cu Achim, cu regizorul, suntem prieteni și a zis că n-are să ne dea bani, că era gratis. Și am zis, băi, atunci ne treci la producător. Și ne-a trecut pe mai mulți, dar e așa o chestie. N-am făcut nimic. Te-ai apucat de scris pentru că spuneai tu că ai vrut să te simți mai liber și sub o formă sau alta ai scris și piese de teatru, cărți. Multe multe ce? Episoade? Multe episoade. Cărți, nu multe cărți. Nu, piese de teatru, o carte, da. 6 piese, un autor, da, piese de teatru, da. Și toate aceste scenarii. Și le-am enumerat. Las fierbinți, acasă la tata, fetele marinarului Lombarzilor. Aș lua așa de la capăt firul comentariilor despre care vorbeam la început și l-aș despica în pat. Hai să vedem. Acest om parcă nici nu știe că va rămâne în cultura României asemenea lui Caragiale. Era unul dintre comentarii, dar nu ți se pare imposibil să rămâi în cultura României de vreme ce... Mi se pare imposibil. Tu afirmai că nici măcar o stradă, numele tău nu poartă numele unei străzi din Lehliu. Păi nu are cum, dar nu, hai, asta cred că sunt... Oamenilor le mulțumesc, mă bucur foarte tare să aud tot ce au scris despre mine. Dar cred că mai am lucruri de făcut până la Caragiale, dacă cumva aș intra eu vreodată în vreo competiție. Așa. Hai să rămân Mimi Brănescu și domnul Caragiale. Afirmai cu regret în momentul în care citez, nu mi s-a dat nume de stradă la Lehliu, era un regret al tău acolo? Nu, Dumnezeule, era o glumă, habar nu am. Nu știu cum se dau numele, cum îți spune numele pe stradă, habar nu am. Dar nu e o dorință, nu vreau boost la intrarea pe, nu, Doamne ferește, eu cred că merit, nu. Merit pentru că este acel Lehliu, adică sunt sigur, care îți datorează cel puțin un lucru. Și iarăși citezi, i-ai învățat pe cei din Lehliu, care e diferența dintre scenarist și scenograf. Doamne, dar probabil că sunt mulți alții care i-au învățat mai multe lucruri, mai valoroase, habar nu am.
Mă bucur că am reușit să fac cu unii, probabil, că se uită repede la noi, cred că nu sunt sigur că mai știu de ce s-au prins atunci, dar sunt alții care cu siguranță au făcut lucruri mai grozave pentru ei. Cât de des te întorci la Lecli Ugar? De destul de des, că acum stă soacră mai acolo și mai iau niște ouă, mai niște roșii, ne mai cheamă să luăm produse, de mai ales acum toamna. Te recunosc oamenii pe stradă? Nu, rar. Mă recunosc pe nevastă mea. Ies cu ursul când ieșim împreună, dar pe mine e mai rar, foarte rar. Dar pentru și în general, soțul aspirinei, șoferul pe direcția asta, știi, un băiat care e cu ea, nu, zice, rar am pățit. Am mai pățit, Mimi Brănescu, ești și surprins, știi, câte unul de știe tot și zice, vai, te admir și așa, dar 99 nu, mă recunosc și unul aiurea mea și să mă porc cu el. Zic, domne, mulțumesc, dar e nepotrivit, că nu am antrenament. Dar cei care te recunosc actorul Mimi Brănescu, scenaristul Mimi Brănescu. Cei care mă știu, probabil că știu mai bine ce am făcut, dar cei mai mulți mă știu de creatura la sfervinți, creatorul la sfervinți. Mergem pe firul comentariilor. Un bărbat care recunoaște fricile și e sincer, e curajos. Și tu spuneai faptul că una dintre fricile tale este frica de foame, că în liceu am fost ultimul care mi-am luat geacă, în facultate mi-era foame, la un moment dat nu mai aveam nici de la cine să împrumut 100 de lei, dar ai mai menționat o frică. Mi-e frică de singurătate. Da. Dar poate fi vreodată un scriitor singur? Și cel mai mult ești singur, cum adică dacă... Nu locuiesc în tine personajele despre care scrii. Ei, Dumnezeule, locuiesc. Nu, eu nu sunt așa un atât de mare artist. Am o relație foarte corectă cu personajele. Nu mă bântuie nicio pe ele. Avem nevoie, ne închiriem, rezolvăm ce avem de rezolvat și le las în lumea lor. Nu umblu cu personajele în cap pentru că... Dar există personaje de care te îndrăgostești? Toate. Mie îmi plac toate personajele și îmi pare rău când nu reușesc cu câte unul să fie și el mulțumit. Adică, fiind actor, la bază, întotdeauna, orice lucru pe care îl scriu, orice rol, oricât de mic, mă gândesc, bă, dacă aș fi în situația să primez rolul ăsta, aș avea și eu ce să joc, mi-ar conveni și mie, are și el o răsturnare, are și el o glumă, e ceva de capul lui, sau... Și atunci am avut mereu grijă asta, nu știu dacă am reușit, dar am nedreptățit unele personaje, e adevărat, poate că puteam să le fac mai bine, dar nu atunci. Sunt situații când... la o întâlnire, la masă, cu prietenii, la un șpriț, decupezi o replică, ți-o treci repede pe un șervețel sau nu, pe foaie rămâne, de hârtie. Zic că asta e foarte mișto, îmi zic mie și e și un test, de fapt. Cele care rămân înseamnă că sunt bune. Cumva. Nu am auzit așa replici grozave pe care să le uit și să umblu zile în șir îngrozit că nu mi le amintesc. De altfel se afirmă în jurnalist și asta am învățat la școală în primii ani. Discutăm imediat că și pe tine te-a urmărit ideea asta de a fi jurnalist, dar te-ai salvat la timp. De două săptămâni, o lună, m-am dus la un nene, l-am mai povestit. Ajungem și acolo. Te-ai salvat la timp. Spuneam că în școală ni se spunea că în urma unui interviu, chiar dacă el durează o oră, două ore, ce ne rămâne în minte poate fi un bun titlu. Da, frumos, mă știam. Ia. Dar personaje care să te sâcâie, personaje pe care să le detești la un moment dat, poate... obligat să scrii, să le introduci într-o scriitură? Niciodată. Au existat? Nu m-a obligat nimeni. Adică, sau mai bine zis, am încercat de fiecare dată când am intrat pe câte o zonă unde nu aveam acoperire, să cunosc universul respectiv, să mă împrietenesc cu el și să mi-l apropii și să fac în așa fel încât să ne împrietenim și să pot să ciugulesc câte ceva de acolo, fără a avea pretenția că mă pricep. Da, n-am stat mult, un fel de Google rapid așa, știi? Hai să nu să zăbovesc aici unde probabil alții se pricep mai bine, știi? Și am fugit mereu spre ce cunosc. În general, ce am scris e zona mea de interes, să spun așa, unde nu-mi place să scriu și nu-mi plac, adică nu-mi place mie să scriu despre lucruri pe care nu le cunosc. Mi se pare și destul de complicat să faci asta. Înțeleg că în constituția unui personaj se află acolo ca și pondere, undeva la poate peste 70-80% din ceea ce ai trăit tu sau ceea ce ai observat tu. Nu plec eu și sau poate restul din... creativitate. Cred că mai puțin, nu-i nevoie de atât, dar știu să vorbesc despre ce ar fi zis tata în destul de multe situații.
nu trebuie să fi trăit eu lucrurile alea. Știi? Și extrapolând cumva doar dacă mă prind repede, cum ar veni, dar nu depășesc competența. Nu-i chinui. Nu-mi place să-i pun în situații în care ei n-ar intra. De Știi? altfel, nici nu par chinuite personajele tale, par personaje care sunt liniștite cu interiorul lor, Da? care se regăsesc, multe dintre ele se Da. regăsesc. Nu am constatat în ceea ce cunosc, din ceea ce ai scris tu, nu am constatat, poate, mă gândesc acum, să găsesc un personaj care trăia o dramă existențială, dar nu cred. Cred că toate erau împăcate cu ele și multe dintre ele sunt împăcate și pe fondul unui umor pe care tu îl presari asupra lor. De unde acest umor? De la tata, spuneai tu la un moment De dat? la tata, de la mama și de la tot ceea ce înseamnă sud, unde lucrurile se îngurgitează mai ușor dacă faci un pic de haz de necaz, dacă faci un mișto, o ironie, așa am crescut la mine, la noi toate lucrurile au fost așa, știi, te-ai lovit la picior prostule. Tu ești de mine, că te-ai cumva, știi, dincolo de orice se întâmpla, era și un fel, îți dădea și cheia să treci mai departe. Cumva. Și chiar De la altfel, e... nenorociri mari și la așa, întotdeauna sunt unii care la început te enervează, apoi vezi că felul în care tratează, parcă nu e chiar rău, nu trebuie să te superi pe ei, știi, că treci mai ușor peste. Cred că dramatic este luat în serios de cele mai multe ori, pentru că în cultura noastră există priveghiu unde Da. se râde de cele mai multe Da, și ori la noi, da, copios. nu neapărat, nu vreau să vorbim neapărat despre zona asta, dar și lucruri mult mai simple, știi, așa am fost crescut. Dacă am scăpat felia invers, n-o scăp, deci mă supăra mai tare că nu că nu mănânc, ci de câte miștouri primesc, că am fost fraier. Găsesc, apropo de tatăl tău, o povestioare pe care ai lăsat-o tu pe internet. Tata mi-a zis, într-un interviu, tata mi-a zis, hai că te faci sudor, că te sparg, n-ai nicio șansă la actorie. Că te sparg? Tată, Asta? Nu cred. hai să te faci sudor, că te sparg, n-ai nicio șansă la actorie. Nu știu unde mi-a zis asta. E sigur e despre mine? Da, nu mi-aduc aminte. Nu sudor. Tata a fost tâmplar. Tatăl tău a fost tâmplar, dar probabil că Avea un te atelier. Nu, da, nu proiectase mai știu. Cred că am zis undeva, dar în nu știu zona dacă respectivă. e citat exact și nici mai confuzat și mai bine, că nu știu. Nu dau seama. Haide, lasă-o încolo de actor. Tata n-a vrut niciodată, până târziu, să fiu actor. Ce găsea că e rău în a fi actor? Nu e o meserie. Cum să fii actor? Te însori și tu faci copii. Ești actor, tata e actor. Ce face? Să mai mulțărește? Avea o relație destul de neclară cu ceea ce înseamnă actoria. Și tot neamul meu, la toți era ciudat, te faci actor. Asta mi-amintește de o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu Corneliu Vadim Tudor, care după vreo 4 ani ne-am reîntâlnit și îmi spune tot ziarist, n-ai și tu o meserie. Da, cumva, da, factor, cum să zic, ce să aștept să te sune unii, i-am explicat eu cum ar fi și termină, mă, prostiile. Dar ce ți-ai fi, cum ți-ai fi construit tu drumul? Ai visat la un moment dat să fii Gheorghe Hagi, să fii fotbalist, după care te-ai legat de o chitară. Fotbalist n-ai fost, Nu spunând, mi-am dorit să fiu Gheorghe Hagi, îl deci ai admir mijlocaș pe fotbal. ofensiv, îmi plăcea să joc. Da, îmi plăcea, dar nu Hagi, nici nu. Nu, Hagi mai târziu a apărut. Mi-ar fi plăcut să fiu fotbalist pentru că îmi imagineam că sunt bun la fotbal. Nu am fost bun la fotbal, cum apoi am zis, ia să mă apuc eu de cântat, că a venit momentul cântatului, nici la cântat nu mă pricepeam prea bine. Apoi mi-a organizat un pic viața, ordinul, am mai zis, de încorporare asta, de plecat în armată și am zis, bă, ceva trebuie să fac, începuse să-mi placă să nu fac nimic. De câte ori l-ai primit? Eu am primit de 3 ori. Fai, de 2 ori și a treia, de 2 ori am putut să așa și a treia oară a fost un moment foarte complicat la călărași acolo, uite, mulțumesc frumos acelui domn și acelei doamne care erau nu dacă am povestit să mă întrerup, dacă o știu, adică am mai zis, nu cred că am mai zis, era Nu un moment mi-amintesc. și m-am dus tot așa cu amânatul, dar nu intrasem la facultate și era în toamnă, m-au chemat în vară, cu lacrimi în ochi m-am dus cătrănit.
Și deja mă știau cumva. Bă, tu tot nu ai rezolvat problema aia, că te-am mai amânat o dată cu intratul la actorie. Nu sunt atât de bun, domne. A zis, nu, probabil că trebuie mai greu. Și mi-a zis, mai mă amânați-mă o dată. Păi și ce face, bă, țara are nevoie de... Și era o tante creață așa, lângă. Și a zis, vă rog eu frumos, nu puteai să te duci cu ceva, eram prea mic, era o situație. Și știu, am ceva, nu știu ce grad avea, că nici acum nu le știu, un domn. Și s-a întors, nu mai știu cum o chema. Ce zici, mă, îl lăsăm pe ăsta să avem și noi un actor aici? Sau... Și a zis, lasă-l, nu, că e așa și... Băi, fii atent, mi-a zis, dacă nu intri nici anul ăsta, te iau și te trimit la... Și am intrat atunci. N-aveai platfus. N-aveam. Și până am terminat armata, s-a desființat. Până am terminat școala asta, deși am scăpat cumva, da? Uite, le mulțumesc pe această cale. Așa am scăpat și eu. De 3 ori am primit ordinul de recrutare. Prima dată eram la jurnalism, a doua oară la drept. Și când a treia oară am avut o discuție, mi-a zis intelectualul, când m-am dus cu adeverința de la drept, mi-a zis intelectualule, când ai să termin dreptul, te trimit la Baia Mare. Păi am avut noroc, da. De ce îți era teamă de armată? Nu știu, era ceva de... Fratele meu făcuse armata destul de complicat, că la munci a descărcat camion greu, vagoane de piatră și... Tot așa a încercat el o șmecherie să n-o facă și s-a prins. Dar el nu cu facultatea, el avea alte variante și a nimerit mai prost. Și a făcut un an, nu știu, a făcut-o pe aia, dar a venit bărbat. După spusele tatălui meu, doamne, uite. El te-a susținut, fratele tău te-a susținut, da, să mergi către actorie? Da, m-a susținut și nu numai. Tot timpul m-a susținut, a fost alături de mine. Mi-a mai dat și o palmă peste ceafă, mi-a mai dat și 100 de euro când a avut și nu de puține ori și a fost în general alături de mine, m-a sprijinit. Legat de fratele tău, spuneai la un moment dat că el ți-a facilitat un meditator, da, accesul la am meditator. Am avut o vilă mantă vilă, da. Te-a meditat atât de bine de ai picat de 2 ori. Da, nu, da, prima oară, dar nu era el de bine, că nici el nu avea acces, el a făcut un, intrase un pic în lumea asta, făcea regie de film la o școală privată, așa, și cumva asistentul de acolo pregătea și mi-a, bă, aș putea să te trimit la ăsta, eu de niciunde venind cu propunerea asta, bă, aș vrea să mă fac actor acum, joi. Știi, păi stai, mă, că nu e așa, hai să... E așa, am ajuns la un nene care, nene, nu e vina lui frate meu. Nene, ala... S-a străduit. Frate nu m-a văzut așa cu lumină artistică și mă ținea mai mult să dau cu mop, cum ar veni. Mai ții minte în portofoliu ce aveai? Ce monolog, ce poezie? Hana, de cum i-am văzut sânii deasupra cântarului, între portocala tăiată în două și un calup de săpun, a iubit-o. Probabil că de-aia am picat cu o zic prost. La poezia e fabuloasă, nu știu tot. Și când ai intrat în comisie, aceiași zei ai teatrului, probabil, cu... Da, balauri. La momentul... Numai balauri, da. A fost... La prima probă l-am avut pe domnul Albulescu, chiar a fost o... Eu am dat dur la păpuș, am picat, e o poveste, am mai zis sau nu mai zic, iar la stat, a treia oară când am intrat, desumflat așa, da, cu ordinul de încorporare în ceafă, am intrat și am zis o poezie, o strofă din, nu știu ce, bună ziua, bună ziua, era o veioză, se vedea numai domnul Albulescu, se vedea doar dânsul și am zis o strofă din fabulă repede și a zis gata, mulțumesc. Și mi-a intrat în scaun, era un scaun, m-a așezat să merg mai departe, așa, trebuia să le zic pe toate, așa m-am gândit. Și a zis, gata, mă, am terminat. Gata, drăguță, nu mai știu cum mi-a zis. Și am zis, păi nu, stați că mai am, nu mă duc, gata, am terminat cu tine. Probabil că mi-a căzut, am plecat așa, distrus, înspre. Și mi-a zis, alo, da, când am pus mâna pe clanță, ne mai vedem. Și deși mi-a dat speranța, am uitat să zic că la început, că probabil de-aia am trecut de cum am zis poezie, m-am împiedicat de practicabil, era să... Și cred că ăla a fost și mai bun moment. Apoi, mă rog, a fost ok. Care a fost a doua întâlnire în drumul spre actorie, acolo, în fața comisiei? A fost, era o probă atunci cu două... Eu mi-aduc aminte, mă emoționasem așa puțin. Doamna Olga mi-a spus la a doua probă, bă băiatule, nu ai gâtul uscat? Stai jos pe un parc, ia stai jos aici, m-a așezat pe prachia, bea și tu un par cu apă, mi-a zis. Dați-mă un par de apă ăsta. Am bun, nu ți-e mai bine? Zi-mă acum. Știi? Și apoi
domnul Sobicech, Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi, era o probă de mișcare, deși dânsul mi-a rămas în cap, mi-a plăcut mult de dumnealui. Și aveai ceva de făcut, treci pe o bârnă, te rostogolești de 2 ori. Nu era ceva sofisticat, dar fiind emoționați toți sau cei mai mulți, doar că te lua de gât sau te băga în seamă, te pierdeai. Și mi-a explicat tot, așa, ai înțeles? Da, am zis. Ia vino, hai mă, că n-ai înțeles. De 3 ori mi-a explicat, stârnind râsul lor, probabil și eu eram din ce în ce mai jignit că înțelesesem, și apoi când am făcut, n-am făcut, nu înțelesesem cumva, adică a avut dreptate. Emoții. Mai ții minte primul telefon pe care l-ai dat după ce ai fost admis? Țin Să-l minte mulțumești o cui? poveste, păi n-aveam cui, că n-aveam telefon. Erau anii cu Erau pager, anii cel mult. fără, erau anii când nu afla imediat dând un telefon ce s-a întâmplat, ce crede, ce simte celălalt. Trebuia să aștept să vină a doua zi, să te duci la poartă, la noi, la țară, să strigi, Costele, ai mers acasă și ai unde măsa e ăsta și când îl prindeai. Știi? Aveai mult mai mult timp să te gândești tu la ce ți s-a întâmplat. Acum vergi repede la toată lumea, tot ce pățești și te Pui pe încarcă ei Facebook. cu... Și te încarcă ei, da, cu părerea. Țin minte că m-a bușit plânsul când am văzut că am intrat. M-am urcat în tren, veneam cu un personal de 12 și ceva noaptea spre Lehliu, de la Gara Obor. Și acolo era comandantul, un tip din sat, un instalator, Oprea, prieten, care a avut așa o reacție frumoasă și am povestit-o de multe ori, așa de drag mi-e în continuare când mă gândesc la asta, pentru că încă o dată spun, intrarea mea la actorie a fost ceva ca Harry Potter cu bagheta, altfel n-aveam cum, nu știu cum am intrat eu la actorie, ca să zic sincer. Și o minune. Și ăsta știa că dau probe, era un pic ciupit și a zis, băi, ce-ai făcut? Am luat-o. Vai! Și avea o sticlă de vodcă, uite atâta. Și a luat tot personalul ăla la rând, tot trenul. Și a băut, am băut cu toți din tren, sau cu mulți, că eu nu mai puteam. Bă, Era familia ta. ăsta o să fie, ăsta o să nu știu ce. El știind, fiind navetist, cunoștea pe mulți. Și am dat la noroc și m-am dus acasă. Da, a avut așa o bucurie. Băi, sunt așa de mândru, mă bucur așa de tare pentru tine. M-a și responsabilizat cumva că mi-a ținut și niște teorii. Băi, fii atent că e să... Și mă, nu știu, așa a reprezentat cel mai tare ceva pentru cei de acolo, că am intrat prin el, a fost. Apoi cu tata și cu mama s-au bucurat și ei, normal. Ai avut la un moment dat, pe parcursul facultății, sentimentul că te lovește actoria ca un tren, că te lovește de ea, că e ceva ce nu poți trece, nu poți Până depăși? când mi-am dat seama că nu e atât de complicat, că nu e ăla drum, că nu trebuie să demonstrezi ceva, trebuie să fii tu în situație, ei te-au ales pe tine pentru datele pe care le ai tu. Aia trebuie să le arăți. Bun, ce era nevoie acolo, într-o primă fază. Am crezut că e mai altfel, știi? Până, da, m-am lovit de mai multe trenuri. Ha. M-am lovit de mai multe trenuri, până când am înțeles că stai puțin, eu trebuie să mă enervez, eu trebuie să fac lucrurile astea, nu trebuie să fac altceva, nu e altcineva care nu fac un personaj. Și de când m-am prins a fost mai simplu. Când au început să se deschidă cerurile? Când te-ai întâlnit cu Cristi Puiu? Pentru mine să deschid cerurile înseamnă... Nu s-au deschis chiar cerurile când m-am întâlnit cu el. Da, cumva înaintea lui am filmat foarte puțin la domnul Nae Carafil în Filantropica și după aceea, înainte, cred că am filmat, nu, așa, că niște reclame la Radu Muntean, nu mai știu care a fost exact ordinea, dar într-adevăr cu Cristi Puiu am început să mă consider și eu oarecum actor, potențial actor, pentru că am filmat un scurtmetraj cu domnul Victor Rebenciuc și m-a impresionat atunci, țin minte, și atunci am înțeles eu cumva ce înseamnă actor, dincolo de ce are de făcut un actor profesional, că toată echipa aia se purta la fel și cu mine, cumva, mi-a acordat și mie atenție, nu numai dânsului. Și asta te și obligă cumva să nu stea după tine, după fundul tău, că te bâlbâi sau că nu știi tu, ar trebui și tu să Era o fii, presiune. să nu-l chinui pe domnul Rebenciu cu stângăciile tale. Și, nu știu,
Până la urmă m-am descurcat. Aminteai de reclame. Există o reclamă care te-a consacrat mulți actori. În perioada studenției sunt distribuiți în reclame. Și unii chiar rămân. Eu am în memoria colectivă. Da, am avut... Păi a fost primul meu moment de faimă, ca să-i spun așa, eu care nu m-am întâlnit cu faima. În aceeași zi m-am întâlnit cu doi oameni care mă văzuseră în aceeași reclamă. Era o reclamă care atunci a făcut oarece vâlvă, cu Ceamă Nene. Era un zugrăveam, nu știu ce, și începeam să vorbesc nemțeles și zic, Ceam, băi, nene? Și aia prins. Și în aceeași zi mi-au zis doi... Domnule, tu ești băiatul din reclamă. Dar la metrou la Roman, apoi nu știu unde aveam treabă la universitate, de parcă văzuse aceeași reclamă, toți în același... Bă, stai, tu ești așa. Da, bine, și căutai să te recunoască, știi, stăteai mai fix așa. Erai validat, să uitau unul la tine și dacă simțeai că fuge unul cu prică, zăbovește unul, îl ajutai tu, știi, să te vadă bine, bine, ca să zică. Da, na. Faima a însemnat și un câștig? Atunci sau acum? Atunci. Atunci, cred că $400, nu știu. Nu știu, da. Făceai 3 reclame pe an și ți ajungeau banii să... Nu, foarte puțin bani. N-am fost bani. Spuneai tu la un moment dat faptul că ți-a fost teamă de foame și da, că ai avut o perioadă... Foame de... Mi-a fost teamă... Acum să nu se înțeleagă că... Da, mi-a fost teamă... De ce naște foamea? Nu știu cum să spun. Foamea știu să duc. Sunt antrenat. Nu e o problemă. Așa, zi, scuză-mă. Și în momentul în care ai câștigat $400, ți se părea că, dincolo de acea faimă, recunoașterea ta, ți se părea că te poate îmbogăți actoria? Niciodată n-am crezut asta, decât dacă cumva, bum, bum, Hollywood, Londra, niște treburi în alte în galaxii. Dar am înțeles destul de devreme că la noi, ce zicea tata? Bă, o să mor sărac. Poate poți mai mult. Actoria, cred că e mai mult un hobby, știi? Nu poți să o tratezi altfel în România. Dacă ieși afară și începi să... Sau poate că n-am avut eu gloanțele pentru o carieră mai mare, știi? Da, n-am crezut, dar la început, văzându-i pe cei mai în vârstă actori extraordinari pe care îi apreciam și îi apreciez în continuare că unii mai trăiesc, văzându-le mașinile, văzându-i cât de atent numărau restul, cum se îmbrăcau, am zis, bă, nu e corect totul, știi? Da, nu mi-am imaginat niciodată că mă voi îmbogăți din Există actorii. Un moment pe care l-ai în minte și... consider că ar fi trebuit să iei o altă decizie referitoare la parcursul tău ca actor? Nu ești un actor, ești doar modest, nu ești un actor mic, arată cele 27 de producții și distribuite în filme emblematice pentru România de post-revoluționară. Dar există un moment când crezi că puteai mai mult? Cred că la fiecare rol puteam mai mult. Am prins cumva o perioadă de început a, să-i zicem, cum mi s-a zis, să-i zicem și noi, noului val, în care lucrurile se reglau. Și cumva, poate că eu atunci, nu era rea voință, dar nici ei nu știau clar, nici noi nu știam. Noi n-am făcut actorie de film, decât foarte puțin la școală. Făceam actorie de teatru. Și tot eram în teste. Și poate că... Eu am nimerit perioada de teste la filme, știi? Și cumva am și obosit atunci, că am jucat într-o vreme destul de mult, dar nu obosești filmând. Cred că m-au obosit mai tare așteptările. Speranța că, hai că cu filmul ăsta o să se întâmple, nu știu, și nu se întâmpla. M-a obosit și perioada de dinainte, să încep să joc, că nu prea m-a luat nimeni. Și speranță, dar câtă speranță, că poate e clar că trebuie să... Nu, n-a fost niciun moment și nici nu regret vreun moment în care ar fi trebuit să fac altfel. Poate... Da, nu. Ți s-a propus vreun rol pe care l-ai refuzat? Multe, în ultima vreme. Din anumite motive? Am avut o perioadă
De când n-am mai vrut să joc, când sunt într-o perioadă așa... Adică am ales să scriu, nu să joc. Și am explicat destul de clar lucrul ăsta. Am vrut să nu mai joc pentru că e mai bine... Cumva mă regăseam tot pe mine în toate rolurile și am zis, hai să mai lăsați și pe alții care sunt mai pricepuți. Nu știu dacă am răspuns, trecem mai departe. Există un rol pe care l-ai refuzat și ulterior ai constatat că el a devenit extrem de popular Nu. și ai apăsarea aceasta acum? Nu. Și nu există film românesc în care să-mi fi dorit să joc și, fa, sunt filme pe care le apreciez, care îmi plac, dar nu am avut niciodată asta și, mamă, dacă jucam eu, aveam drumul lui în viață sau nu. Cred că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Care crezi că a fost cel mai înalt moment al tău ca actor? Cel mai înalt? Pe covorul roșu la Păi Cannes? și cel mai trist, da, că acolo am văzut prima oară ce înseamnă glamourul ăsta. Adică am avut norocul și privilegiu și mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil și m-au suportat ca actor pe platou sau așa la filmare, să merg la toate la trei secțiuni, nu știu, trei la Cannes, da, la Ansertin, la Kenzen și la Palme d'Or. Adică am mirosit așa din toate câte puțin. Când am fost la Palme d'Or, la secțiunea mare, am stat la hotel în care stătea și Juliette Binoche, mai sunt și alte personalități probabil care au stat atunci în perioada aia în hotel, dar nu le-am cu dumneai, chiar m-am întâlnit 20 de fracțiuni de secundă la lift și n-am știut cine e, apoi mi-am dat seama. Dar ce vreau să spun este că am fost tratat, chiar dacă e fake cumva, na, sigur, ca o vedetă, cum ar fi, i-a venit o mașină să mă ia, m-a adus o mașină unde trebuia, fotografii zic, alo, 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 hai să te pozăm. Și simți așa, am simțit atunci pentru câteva secunde că ar fi posibil, că eu aș putea să fac lucrurile astea. Cred că sunt un actor destul de bun, aș putea să fac chestia asta și în timp ce mă gândeam la asta, noi eram la ședința foto și mă adusese limuzina, cred că de 7 minute și deja ne împingeau ușor în partea asta pentru că venea următoarea. Erau deja fotografia aici, fotografia acolo. Erau deja unii care îi așteptau pe ceilalți care se urcau cu speranță. Și a zis, bă, doar atât durează. Oh. Și mi-a plecat și Minutele de zic, faimă. bravo. Da, trebuie să fii într-un fel să poți să te bucuri de asta. Eu am ascuns tocmai că probabil că e ceva ce îți dorești, dar e atât de puternic și de intens că mai bine zici cu struguri acri, las-o acolo că dă, mai bine trăim așa. Nu știu, habar n-am. Acum nu mai am, dar atunci era așa o chestie, o dorință ascunsă. N-a fost amar gustul când ai revenit în țară și Nu, spuneai mamă. tu, de acolo de pe covorul roșu m-am dus cu sacoșa la Mega să cumpăr pâine. Patata, eram deja antrenat, eram obișnuit cu asta, știi, doar mi-a reconfirmat statutul că vii de acolo și te duci și zice, vreau și eu 7 țigări. Ce ai zis, mă? Aia. Nu, lăsați că mă duc singur. Bine că au băgat aparatele astea de poți să-ți iei singur. Acolo mă aduceau de fiecare dată la condiția mea, știi? Ce ai zis? Dați-mi și mie 2 pachete de... Hai, domne, odată, zicea ăla din spate. Și da, mai se zburătăceau, penele cădeau. Toată faima, într-un drum la Mega, veneam și bătut și cu banii luat. Și plâns și julit. Asta e. Spuneai despre momentul acela la Cannes și mă întorc la un comentariu, fain om, direct, șmecher, iată, erai Șmecher, nu șmecher știu la, ce, erai șmecher la adică Cannes. bagabond sau nu înțelegi, șmecher. Șmecher fiind observator și savuros în monolog. Monologul scris sau monologul Cât, când mă cât, împilesc sau nu știu, da, nu știu care când monolog. ai fost cel mai șmecher? Erai atunci în liceu când povestești tu la 18 ani îmi plăcea golăneala până a venit fratele meu mai mare și m-a întrebat, bă, tu ce vrei să faci cu Și mi-a viața dat ta? și eu palma peste ceafă. Nu știu ce înseamnă șmecher asta, că șmecher n-a fost niciodată. Am fost din potriva. Am avut prieteni ăștia despre care puteai să zic că șmecher adică bazat sau șmecher adică îmbârligăcios Bazat, care cel mai probabil. bazat n-am avut eu. Am avut norocul să mă țină pe lângă ei șmecheri adevărați,
de mic, eu fiind întotdeauna, eram puștulică, mai stăteam și eu pe acolo, la între 17, 19, hai mă să beau o bere cu noi și aia da. Dar n-am fost eu șmecherul. Ce înseamnă să fii șmecherul? Dar la 17 ani, ce însemna? Cum arăta șmecherul? Șmecherul e bombardierul care de azi? Bate pe tot. Nu, nu erau, să știi că erau, erau mai cu profil de erou, așa, adevărat, erau cavaleri. Dar realmente, dacă ziceau o vorbă, cel puțin cu ăștia m-am însoțit eu în ghilimele. Pentru erau de onoare. Da, și aveau o judecată pe care o înțelegeai, nu era, bă, eu ți-am dat o bere, tu îmi dai o bere, abar nu am, zic acum, improvizez ceva. Dar onoarea, într-adevăr, era importantă și nu era nicio bucurie pentru cei câțiva șmecheri pe care, în ghilimele, Doamne, ce vorbim acum, hai, că, pe care i-am cunoscut eu, nu era, dar mi-a plăcut perioada aia, în sensul că am cunoscut niște oameni care erau buni în domeniul lor. Știi, erau oameni de cuvânt și nu se bucurau să-mi dea mie un șut în fond. Ce lecție ai deprins atunci? Poate cuvântul? A avea cuvânt? Da, să respecti ce ai spus, să nu fii. Nu poți fi prins niciodată că ai zis într-un fel și acum zici nu e adevărat sau altfel. Asumare. Am și o poveste frumoasă cu un anume domn de acolo. Nu știu dacă să o spun, dar o să o spun. Eram într-un mare succes așa cu lumea asta. Adică aproape că aveam și eu locul meu la masă, fiind tolerat de un jupân, cum să-i spunem. Care la un moment dat, după ce am făcut eu niște prostii și am luat niște bătăițe pe acolo, de la niște unii care puteau să mă bată mai rău, într-una dintre așa, din zilele care au urmat, după ce m-a făcut bine, stăteam la masă, un alt tovarăș se îmbăta, se făcea circ pe acolo, noi stăteam în discoteci, cum era atunci, sau la terase. Și mi-a zis, îți place și e poveste adevărată? Mi-a zis, îți place mă cum se distrează ăsta? Da, îți place de nice așa, îți place ce face ăsta? Da, ăla era băut, cădea, se ridica, te distrezi, nu te dismuți? Da, am zis, de mâine nu mai vin. Eu aveam abonament, eu eram acolo tot timpul. Cum adică, de mâine nu mai ai ce să cauți aici? Stai-mă un pic, dar de ce, te-am supărat sau ce să... Te duci la București, că poți mai mult, tu poți mai mult, mi-a zis. Omul ăla cumva mi-a schimbat direcția, că n-am mai putut să mă duc pentru că mă bătea. Dacă mai vii, te bat, mi-a zis. Simțea aluat. Nu știu ce simțea, dar probabil că ceva... Ori să speriase că luasem bătaie mai devreme și bă, s-a apucat să ia bătaie pe aici, ne încurcă. Dar povestea asta cu du-te la București, tu să te duci la București că poți mai mult... Atunci am supărat, cred că vreun an de zile am fost supărat. Știi? Mă rog, e mai lungă povestea, dar asta crezi e că, foarte important. Crezi că vremurile ți-au luat-o înainte și la ce vreau să mă refer aici? La faptul că tu scriei despre niște personaje, iată personaje și scrii despre niște personaje. Spuneai la un moment dat despre Celentano al tău pe care îl cunoșteai tu. Da. Nu s-a născut întâmplător personajul Celentano din Las Fierbinți. Și iată, scriei despre niște personaje care aveau onoare. Scriei despre niște personaje care aveau un simț, avea un nas pentru altceva decât golăneala. Scrie despre niște personaje care știau să respecte, dacă erau respectate. Astăzi, parcă au luat-o timpurile puțin înaintea ta și mă refer la acești bombardieri, lipsiți de onoare, lipsiți de o cultură solidă. Nu-i cunosc atât de bine. Poți să scrii despre ei? Nu știu. Nu știu lumea lor. Nu cunosc lumea asta și... Probabil și acolo, și la ei sunt niște reguli, dar nu mă pricep, nu știu, nu i-am urmărit, nu i-am studiat și sunt nostalgic, mie îmi plac aia care dacă ziceau nu mai e ce să cauți aici sau dădea o palmă, mai am aici ce să discut, nu aveai voie să scoți cămașa. Care crezi că e personajul care s-ar suprapune, personajul din Las Fierbinți, care s-ar suprapune peste cel de la masă despre care vorbeai, poate Firicel? Da, poate, dar... mult mai inteligent decât personajul Firicel. Adică erau niște oameni care știau ce fac. Știau cu ce se mănâncă. Erau proști. Erau buni la bătaie. Nu apelau la ea decât când era nevoie. Când din când în când trebuia să își reconfirme poziția. M-am prins eu mai târziu.
Ce au mai multe glume decât așa, bum, și se rezolva. Da, mor. Dar eu eram acolo un puștean, aveam 17 ani, 18 ani. La 18 ani mi s-a închis, termina stagiul. De acolo, m-a trimis la București. De acolo, din acea lume, ai extras tu, ai extras pe Gianina, l-ai extras pe șeful de post, nu, pe în sat, în aspirina. Sat, în sat erau ăștia, dar mai erau și alții, și mai erau și alții, și mai erau și alții. Din alt grup mi-am luat personajele, da. Din cu tot și tot alt grup. Grupul cumva proscris. Mai, da. Așa, i-am îmbunătățit. Eu n-am vrut să să râd de ei sau să eu am încercat să-i salvez. De fapt, am încercat să înțeleg de ce făceau, de ce erau așa atunci. Sigur că nu sunt ăștia ăia. Nu e asemănare 100%, Doamne. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercând să înțeleg de ce Dumnezeu să-mi băta unul seară de seară. Nu, ce, celentanul ăsta din sat de la mine, nu e ăsta de aici, nu? Nici nu bea măcar. Nu e un bețivan. Nu, bea și el ca toți oamenii. Dar cumva m-am gândit că ar merge așa. Mă rog, în sfârșit. Da. Dorel făcea parte din gașca voastră? Nu, dar cred că Dorel e peste tot. Există la două sate un Dorel. Cam așa. Ce personaj de atunci crezi că nu și-ar mai găsi locul astăzi? Păi ăsta, bizonul principal, nu mai are loc. Nu știu, da. Câte vreme poți să... Păi, noi acum trăim o vreme, nu, niște vremuri în care oricine poate să spună orice despre oricine, da? Păi... Omul ăsta pe care l-am admirat eu tare, nu știu, viața, îl admiram atunci când eram copil și, păi, astăzi am fi putut să-l distrugem pe Instagram. Îi scriam pe Facebook niște dalea de, nu mai ieșea din casă, nu? Măi, atunci... Nu putea să ne bată pe toți care scriam urât de el pe Facebook. Nu, cred că lucrurile s-au schimbat foarte tare. Cred că oamenii ăia de atunci... Tu acum ai început discuția cu mine citind lucrurile frumoase care ai făcut o selecție și îți mulțumesc frumos, dar sunt și altfel de lucruri, bănuiesc, care se spun despre mine. Te irită anumite comentarii, ai întâlnit comentarii pe Facebook, da, Instagram? Mai ales cele neadevărate și mi se pare într-adevăr foarte greu de gestionat povestea. Care a fost comentariul care te deranjat? Poate cel în care ai fost acuzat că ai introdus-o pe soția ta, pe Mirela Șor, A fost o treabă asumată și a fost un plus valoare indiscutabil. Nu am avut niciun dubiu vis-a-vis de asta. Nu, și nu vis-a-vis de fierbinți. Nu prea am citit ce se scrie la fierbinți. Am citit într-o vreme, nu acum mă dor. Mă dureau atunci când erau la început și ni se părea că e mai important și eu eram nesigur și găseai mai multe urâte decât frumoase și bă, dar n-am vrut să... Mi-a fost foarte greu să înțeleg. Dacă eu am o intenție bună, dacă nu m-am dus eu să bat la ușă, să fac nu știu ce, dacă oamenii mi-au cerut ajutorul și eu am făcut asta, bă, tu ce mă înjură că am făcut tot ce am putut? Apreciază și ce am făcut bun. Poate că atât am putut. Vino și fă tu. Aici n-am înțeles. Știi, apoi am zis, dă-i mă asta să zică fiecare ce vrea. Nu mai citesc, nu mă mai preocup. Dar de urmărit, urmărești? Ce? Serialul? Fierbinciu? Da. Văd așa, da, rar, tot, mai degrabă nu. Crezi de multe ori că ai fi putut corecta anumite lucruri? Da, bineînțeles. Bineînțeles că s-ar fi putut scrie mai bine și tot ce am făcut eu pe lumea asta vreodată se putea face mai bine, sigur. Atât m-am priceput atunci. Te ascultam la un moment dat vorbind cu atâta respect despre personajele tale. Spuneai și mai devreme că nu ai încercat niciodată să creezi batjocoră la adresa personajelor tale. Și te ascultam spunând că le-ai scăldat întotdeauna într-o zonă corectă. Nu le-ai aruncat, nu le-ai împins în derizoriu. N-ai căutat să le împingi în derizoriu. Poate îți reproșezi vreun moment când ai dus un personaj și l-ai chinuit ușor, ușor, l-ai dus într-o stare de inconfort? Eu înțeleg ce zici, dar nu cred, nu.
Și nu cred că așa se pune problema. Cred că, da, i-am pus în niște situații, poate nu neapărat la îndemâna lor, dar când i-am văzut că se împiedică și cad, nu le-am dat un șut în cur, căzuți fiind. Hai, bă, E ridicat de mână. hai să mergem mai departe, că nu e de noi aici. Hai și pe partea asta. Asta da, poate. Urmăream de altfel Că nu și... știam nici unde cade, nu știam nici până unde merge, dar când am văzut că se bâlbâie, dacă vrei așa vorbim metaforic, personajul, eul personajului, prietenia mea cu personajul. Scrii la un episod din Las Fierbinți? Cum adică? Cât ai scris? Ca și durată, cât scriei la el? O săptămână. Un episod dublu. Adică 70 de pagini. Și acum nu mai e proiectul meu, am mai zis asta. Mai scriu și acum, din când în când, niște episoade. Când mai vine o idee, când mai vreau niște bani, când o ceva. Și... Dar... De obicei, cam așa, trei ploturi, o săptămână, 5 E zile, 6. istovitor scrisul? Foarte istovitor. Ce sacrifici în acea perioadă? Tot, nu faci altceva decât scrii. Ești ușor autist așa în casă și vrei să și ajuți, dar ești cu gândul acolo și mai mult rău faci. Practic, cât scrii, cel puțin în prima perioadă, la început când scriam, 2-3 luni, cât dura un sezon, eram... Deconectat. Da, eram mai cu așa. Mă concentram să pot să mă odihnesc, să pot să așa, să livrez bine, să fie lumea ok. Atunci mai vedeam ce rating, ce de-alea, am nimerit, n-am nimerit, mai primeam o sugestie, la început mai greu, apoi am început să le primesc și am mers mai departe. Există un ritual de scris al tău. Știm, sunt atâtea legende. Alexandre Dumas, bătrânul care scria de la 3 dimineața la Nu am niciun 7, tabiet de cu o scris. cafea, cu... Te Dar tu numai însoțește cu ăștia ceva? mari mă compari. Adu-mă și pe partea asta unde să pot să fiu și eu mai sigur pe mine. Acolo mă bâlbâie. Nu am niciun tabiet. Nu am. Nu pot să. Când. Singurul lucru. Cel mai important este să. Deși când intri în travaliu, așa, că altfel nu știu cum să-l numesc, e foarte important să poți să dormi, să te odihnești între ele, între zile, noaptea. Altfel, mă scol la 7 sau la 6, 7 fără un sfert, beau o cafea, fumez niște țigări și într-o oră ar trebui să încep. Dacă totul e în regulă, cred că singurul lucru care mă condiționează așa la scris este să știu că fetele sunt bine. Și în jur că soția e bine, copilul e bine, deci nu avem ceva așa, nu e febră, nu sunt alte probleme, nu e ceva, atunci am plecat aici. Dar nu am niște pun fularul roșu și dacă nu cântă cocoșii din Pantelimon, nu știu ce se întâmplă. Nu. Cât elimin din ceea ce scrii? Foarte puțin, mai ales când am mult de scris. Adică cât tai și arunc, nu prea mai tai și Că se arunc. spune ce se taie, nu se fluieră. E adevărat, dar asta când scrii o piesă de teatru, când te gândești mai mult la ea, când o întorci cu toate părțile, când scrii un episod și face biciu în spate, încerci să scrii în așa fel încât să fie cât mai puține de aruncat. Piese de teatru sau în continuare seriale. Ai scris până acum și le-am și enumerat la 4 seriale, dincolo de Da. Las Fierbinți, Lombarzilor, Fetele Marinarului la Antena 1. Piese de teatru acum îți creează un confort, îți creează ele un confort mai mare sau aceste miniserii? Aș încerca să scriu o mini. Mă bate gândul să scriu o miniserie sau chiar să încep un alt serial. Îmi place să scriu și teatru. De fapt, sunt chiar într-un moment de ăsta de vreun an de zile, doi, în care nu știu cum să fac. Mi s-a și publicat o carte cu piese de teatru și m-am bucurat așa de momentul ăla. Și mi s-a părut că are sens să scriu teatru, că tot cauți rostul. Dar cred că o să scriu tot un serial, tot spre televiziune mă trage mai tare așa. Am remarcat dorința ta de a scrie un nou serial, să curgă telefoanele de acum.
Nu știu cu Ai primit, telefon. ai primit Da, normal, multe, mereu. multe, multe, multe oferte Destul de colaborare? de colaborare, da, dar nu foarte multe, 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 multe. Sunt și alții care scriu. Ești scump? De aceea probabil fug de că tine? da, probabil că nu, probabil că sunt scump, da, dar n-am ajuns la bani. Am refuzat tot așa. Când aveam fierbinți, eu atunci, am zis prima oară când am plecat de la fierbinți, am primit atunci câteva oferte, dar eram sătul, deci nu m-a fugit de aici că nu mai pot, vin la voi de nou. Nu, apoi n-au mai venit niște oferte, niște mai târziu, dar nu cred că ar fi atât de complicat să scriu, adică să am un scenariu, un serial scris și să mă duc pe undeva, probabil că aș primi sprijin. Ascultam anumiți scriitori și unul dintre ei, într-un interviu foarte interesant, Mircea Cătărescu nu ca spunea, al nostru. Mircea Cătărescu spunea, exact ca al nostru, spunea Așa. Faptul că la un moment dat, ca scriitor, te epuizezi și Da. că trebuie să-ți dai o perioadă de pauză de 3 ani, 4 ani. Spunea că sunt perioade în care poate renunță la poezie pentru 7 ani, pentru 8 ani, tocmai ca să se reîncarce. Ce te epuizează? Există poate acele bariere când personajul nu mai are nimic de spus, vii cu un alt personaj, propui, îl omori pe personajul pe care l-ai creat inițial și care se golește ușor de conținut? Pentru mine scrisul nu e o muncă decât atunci când volumul este mare. Altfel, toate lucrurile astea, exemplele astea pe care le-ai dat-o acum, mă bucur când mă întâlnesc cu ele, nu mă panichează. Dar, repet, nu când bate deadline-ul, haide că trebuie să dai episodul. Și, într-adevăr, apropo de ce zice domnul Cărtărescu, compar și eu experiența mea cu a dumnealui, dar de dincoace de gard. Da, obosește, nu-ți mai place, eu așa am resimțit epuizarea, probabil că despre asta e vorba, nu știu dacă am împărțit aceleași epuizări, am împărtășit aceleași epuizări, epuizarea la mine a însemnat că nu mai plăcea nimic din ce așa, era teren comun, trecusem peste tot, nu mai, băi, asta nu, asta seamănă cu aia, aia e la fel, e numai, dă-le. Și nu mai ai satisfacție deloc, ai, nu te mai bucuri de nimic. Bine, nu te mai bucuri mai mult, nu te bucuri decât te bucuri după o vreme. Deja devine așa motoraș, dar totuși trebuie să mai fie niște lucruri care te amuză, știi? Și când te uiți de jur împrejur și vezi numai lucruri pe care le cunoști sau pe unde ai trecut, încui un pic și zici, hai mă duc, schimb cabana, nu mai stau aici, mă duc și în altă parte. Că nu întotdeauna poți declanșa erupția. Respectiv când simți că totul băltește, că a stagnat. Păi nu, dar ca să băltească trebuie să o lași să băltească, nu să zici haide, 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 haide și asta e deadline-ul, hai, hai, gata, mai facă, mai facă, bă, ne trebuie, facem, mai când auzi, nu ne trebuie nimic, ai închis, știi? Ți s-a propus vreodată să scoți o colecție de cărți la sfierbinți? Păi de scenarii? Toate episoadele să fie așezate într-o serie de cărți. Poate nu chiar toate. Poate unele, da. Unele. Crezi că unele nu merită? Unele merită mai puțin. Dar sunt copiii tăi până la urmă. Frumoși, fiu, dar de ce să-i chinui și pe alții? Adică mi-au adus copilul să vă strice petrecerea, știi? Aduc și eu pe aia care știu să... Păi lași să mai stai și acasă, că e frumos acasă. Cine e criticul tău? Doamna? Eu, fiimea. Te dai să citească înainte și dacă... Nu, și cu Mirela vorbesc și pe fiimea o întreb. Da, cred că cel mai sever, că pentru că pe nevastă mai puizat-o, numai, zici, da, e foarte frumos, bravo. Și oricum se întâlnește da, cu replicile acolo. Da, cu fiimea pe generație așa, e din altă parte, din altă generație, e destul de suficient de matură, dar totuși are alte preocupări. Și aia, de cred că eu sunt cel mai nesuferit critic al meu, antipatic cu mine. Adori momentele când diferiți de pe margine intră pe terenul tău de fotbal și te învață cum să scrii? Sunt adorabile acele momente? Da.
Păi da, de asta nu scapi. Asta a fost... În continuare e un număr mare de... Există pe piață un număr mare de oameni care știu mai bine cum ar fi trebuit să scriu ce am scris, știi? Și cred că și să... Dacă ar fi făcut, ei ar fi făcut mai bine și da. Dar dacă intri cu ei la miuță, apropo de terenul de fotbal, mulți dintre ei nu se pricep mai bine. Ai polițiști care te detestă? Polițiști de ăștia... polițiști care te detestă, care se întâlnesc cu tine și când te opresc în trafic și... A, nu, polițiști adevăratele? Identifică... Nu, nu, numele... M-a oprit foarte rar poliția și nu... Nu se reproșează? Domnul Obrănescu, ce aveți nu știe, domnule acolo? Nu știe, domnule tu ai o problemă care nu există. Pe mine nu mă recunoaște lumea, stai liniștit. Adică chiar nu... Și nu sunt acum modest sau... Nu, n-am problema asta. Nu sunt o persoană când ies... Îți spun, facem pariu, ieșim unde vrei tu acum, la obor, la mall. Din 10, maxim... De altfel, tu spuneai că nu eu am ales umbra, ci umbra m-a ales pe mine. Cam așa, a căzut pe... Dar da. Nu suferi din pricina asta? Nu, am avut la început așa niște gânduri. Bă, dar eu... Eu care... Dar eu nu mi-am dorit, de fapt. Nu mi-am dorit niciodată asta. Eu nu am vrut să fiu... Mie nu-mi place, pe mine mă obosește. Am avut și pe Mirela câteodată când vine acasă și... Că n-are chef, că nici pe Mirela nu aleargă oamenii cu... Dar câteodată n-ai chef, trebuie să fii un pic mai aranjat, mai... Să zâmbești. Mie îmi convine foarte tare și nu sunt ipocrit când spun asta, îmi convine statutul meu. Mă mai jenează așa câteodată când ies cu Mirela, dar și zice, ne faceți și nouă o poză cu doamna? Da, vă fac, de-aia sunt aici, fotograf. Da? Da. Au încetat reproșurile din partea Mirelei, probabil pierzându-te multe zile, multe luni, nefiind util în casă. Acum nu am fost așa, am stat pe o creangă. În delegație permanentă. Nu, am contribuit încurcând de multe ori, dar am fost acolo, pe treabă. Cred că și-ar fi dorit mai degrabă să mă duc undeva să scriu să vin acasă decât să fiu prezent cum am fost. Dar n-au fost reproșuri, nu s-a supărat. În linii foarte mari, cum ar arăta următorul serial pentru Mimi Brand? Păi asta caut, că dacă știi, mă interesează anii 80. Așa, un prim gând, apropo de ăștia, de lumea aia. Dar privit altfel, copilăria noastră a fost, în primul rând, foarte diferită de ce se întâmplă acum și mi se pare că am vorbit la început de telefon, știi? Și chestia asta, să nu pot să te sun și să zic, să nu știu, să merg la poartă, să 7 străzi sau un alt sat să vorbesc cu tine... Și s-ar putea să nu te găsesc acasă, că nu am cum să te... Asta mi se pare că a schimbat, tehnologia, mi se pare mie, așa e, a schimbat foarte tare viteza cu care se întâmplă lucrurile. Suntem supuși la emoții, sentimente, tot ce înseamnă mult mai tare, mult mai repede, mult mai... Facem parte din viața tuturor și, ne... da, și din păcate. Ei din viața noastră. Și mă interesează să mai privesc o dată, să fac pasul ăsta în spate și poate ca o, nu știu... Și pentru fiimea și pentru copiii mai mici ca ea poate, da? Și fiimea o să facă 18 ani acum în iarnă. Mulțumesc. E destul de mare, mulțumesc, Doamne ajută. Așa ca o privire înspre ce a fost, dar cum a fost. De privit la acest tablou. Fiica mea cea mare... Erau lucruri interesante, scuze-mă, erau... nu sunt neapărat un nostalgic sau nu-mi doresc să fie cum a fost, dar... Au fost lucruri, de ce să nu deschizi și ușa asta și să le arăți? Uite aici la muzeu, noi așa ne jucam, așa făceam, într-o poveste, o intrigă, că și noi eram fericiți și noi mâncam mere și noi luam un șut în curs sau îl dădeam. Era aceeași lume, nu? Erau aceleași, cum să zic, arderi. Așa, scuze-mă. Îi spuneam fiicei mele, celei mari, are 16 ani, apropiată de ca vârstă de fiica ta. Și spuneam, tata, imaginează-ți o lume fără Google, fără Facebook, fără TikTok, fără Instagram, n-ai fără cum. Telefoane, fără WhatsApp. Păi fără... fă invers, imaginează-ți voi trăia, tata? Păi nu. Trăiam, eram pe stradă, aia era lumea noastră, stradă, aia era rețeaua păi de socializare. Păi imaginează-ți invers, imaginează-te până la 16 ani cu toate lucrurile astea pe care i-ai zis ei să și le scoată din sete.
Nici nu puteam să ne imaginăm. M-ar fi speriat. Păi nu. M-ar fi îngrozit. Dar nu, păi da. Nu, dar nu-ți intra. Era cerc împătrat. Ziceai, bă, n-am... Ce zici tu acolo? Eu mi-aduc aminte de când eram mici. Că a apărut la un moment dat o discuție, dar cred că mai târziu, după Revoluție, că s-ar putea să ne vedem când vorbim la telefon. Și aia a fost o dezbatere. N-ai cum. Adică era ceva atât de revoluție. Discuții de romane SF, noi nici nu puteam accepta. Un prieten care i-a dus cadou când au apărut telefoanele mobil, nu dau nume că îl fac de râs, dar el se știe, i-a dus unui alt coleg cadou un interfon. Crezând că e telefonul, îl găsise și ieftin și a zis, uite mă, ți-am adus și ele, ce dracu mi-a adus un interfon? Ce naiv eram. Da, păi da, era imaginea naivității. Imaginează-ți că totuși în câțiva ani noi am sărit ne jucam în șanț cu noroi și cu apa de la ploaie. Eu de acolo vin, eram bivol. Vin de acolo și în atât de puține ani s-au întâmplat atâtea lucruri și ei au și pretenția să fiu dezvolt în lumea asta. Nu, e clar că trăim alte vremuri, că sale lor, și cred că acum trebuie să facem întoarcerea spre ce propun ei. Să fim atenți la ăștia mici, că ei ne spun cum merge mai departe, nu noi. Cum te vezi mai departe? Din ce în ce mai tânăr. Sper să mă hotărăsc să identific cât mai repede o direcție pe care să merg și să mai scriu un serial sau... În rest să fie toată lumea în jur bine, copilul, soția, prietenii, cunoștințele, familia. Ți s-au atenuat fricile, frica de foame, frica de singurătate. Da, și eu mai cred aveai că o nu frică. Am. Spuneai să nu mor în pădure singur ca prost. Da, noapte. Cred că gândindu-mă mai mult și la asta, cred că de fapt nu mi-e frică de toate lucrurile astea. Mi-e frică în general fiind un căcăcios. Mi-e frică, nu că mi-e frică de nu știu ce. Când ți-e frică, ți-e frică și de întuneric și de foame. Cred că probabil sunt fricos. Care ar fi... Nu curajos, cum zic. Care ar fi Mimi Brănescu? Tot erai, ți se spunea că ești de o sinceritate debordantă. Care ar fi Mimi Brănescu din ceea ce ai scris tu până acum? Da, e foarte greu să zic asta, nu știu, sunt bucăți la... Nu e, nici nu prea e, sau... O să zic o banalitate, da, și e peste tot. E peste. Da, sunt bucăți peste tot. Sunt... Poate acolo sunt vorbe pe care... Sunt mai multe lucruri pe care... Acțiuni, vorbe pe care n-am avut curaj să le fac sau să le spun. Știi? E mai greu în viață să dai cu el de toți pereții acolo, când scrie mai simplu. Ai intrat vreodată... Sunt invidios pe... Ai intrat vreodată în conflict cu biserica și cu reprezentanții ei? Ți-a reproșat vreodată vreun părinte că în Las Fierbinți, de pildă... Am mai ciopit și noi pe aici, pe acolo. Nu găsește o latură religioasă mai profundă și... Păi eu când eram mic... Preotul din satul nostru vindea vinete, în curtea bisericii creștea vinete, cultiva și cam sărea gardul noaptea, alergau de la ibovnice unii și alții. Noi cu o imagine de asta am crescut, în ceea ce privește preotul. Sigur că nu sunt toți așa, da. Nici Fierbințul nu epuizează lumea asta. Vorbim și noi despre aia mai... Acolo nu sunt absenți, am avut o perioadă în care a fost și preot, apoi a fost și un țărcovnic sau cum. Da, eu am încercat să, cum să spun, să râcă-i un pic, nu înseamnă că aia e biserica sau... N-am nicio părere altfel, nu știu. Nu sunt nici împotriva, nici pentru. Mi-a rezolvat mama... relația cu Dumnezeu și cu tot ce înseamnă asta. Deci am dat biserica un pic la o parte, vorbind despre Dumnezeu direct. Am întrebat-o când eram mic, mamă, cum e asta cu Dumnezeu? Că prea are, există acolo, e un nene sau un bărbos, cum să fie? Și mi-a zis nici ea nu știe și că ea a ales să zică că e, pentru că dacă de atâtea mii de ani oameni mai deștepți ca noi au hotărât că da, ne apucăm noi acum să... Și așa de bine mi-a intrat în toate găurile informația asta, că
Eu nu am. Eu? L-ai căutat ulterior? Nu, dar e acolo. M-a făcut mereu atent. Nu am avut... Nu te-ai îndoit de existența lui? Niciodată. Da. Nu, nici n-am stat pe capul lui. Mai dă-mi și mie, mai fă-mi și mie. Alo, bă, mi s-a rupt o unghie. Te rog eu frumos. La dialogul cu Dumnezeu s-a referit vreodată și la inspirație? Doamne, te rog, ajută-mă. Sau au fost, au fost momentele când poate presat de un deadline, zici tu, noi acum, dacă nu. Acum să iasă să cânte. Se pare foarte, adică pune-te în locul lui, scuză-mă de blasfemie, dar pune-te în locul lui și bă, dar mă, nu, îl chem, îl deranjez cu niște lucruri de viață și de moarte, probleme serioase, bă, mă gândesc, mai vreau și 100 de euro, cum facem? Mai zic 6 de alea? Nu, nu cred. Nu, Dumnezeu ăsta al meu e o autoritate indestructibilă și care are multă treabă. Ne apropiem de finalul discuției, cred că am depășit o oră și un sfert. Gata, am plecat. Am vorbit despre umor, despre inteligență, de peste tot a reieșit inteligența, bunul simț, dar despre sinceritate. Există ceva, dacă ne referim la sinceritate, există ceva ce n-ai mărturisit vreodată public și simți nevoia să o faci? Nu, niște secrete. Dacă am furat ceva sau am omorât, Doamne ferește, nu, n-am. Sau alte lucruri, nu, n-am nicio mărturisire de făcut. În general... Dacă ai dezamăgit pe cineva, poate nu merita la un moment dat. A, în direcția asta... Probabil că am dezamăgit pe mulți, îmi cer scuze, dar am mai dezamăgit pe unii, mă gândesc. Na. Pe tata când am jucat în fierbinți, a murit, Dumnezeu să-l ierte, dar îmi ziceam, bă, dar nu ți-ai făcut și tu un rol acolo, mă. De ce? Păi zic ăștia toți aici, știi de ce, el de ce nu joacă? Păi eu scriu, tată, n-am cum să joc. Hai mă, lasă-mă. Ăștia zic că nu poți. Și de ce nu îndeplinești această dorință? Că nu mă interesează, nu e, acum, nici el nu mi le-a îndeplinit mie pe toate ca să facem... Nu, tata m-a înțeles, nu e problemă. Mimi, îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Cu mare plăcere și eu mulțumesc. Să fii inspirat în tot ceea ce scrii, până la urmă, de aceea ai nevoie. De inspirație și de sănătate, Doamne. Și de inspirația ta ne vom bucura și noi toți cei care vom urmări ceea ce urmează. Așa să fie. Doamne, așa, mulțumesc frumos și toate cele bune și ție. Îți mulțumesc asemenea, dragilor, vă mulțumesc și nu ezitați să comentați, dar acceptăm doar comentariile de această factură. Pe linia asta. Da, om frumos, mare om, mare caracter. Toate cele bune până la ediția următoare.